În săptămâna 27 de sarcină, plămânii și creierul micuțului încep să se maturizeze. Deși ar avea șanse reale de supraviețuire dacă se naște în această perioadă, câteva săptămâni în plus nu strică. Cu cât trece mai mult timp, cu atât bebelușul va fi mai viabil pentru viața extrauterină. Mai ales că plămânii nu sunt suficient de dezvoltați. Se vor adăuga straturi de grăsime pe sub piele. Acestea îl vor ajuta să-și regleze temperatura corpului după ce părăsește uterul mamei. Urmărește mișcările bebelușului. Acesta ar trebui să se miște de 10 ori într-o oră. Dacă nu a ieșit socoteala, bea niște apă și urmărește din nou mișcările pentru alte 60 de minute. Ar trebui să-ți contactezi medicul dacă nu ai numărat cel puțin 10 mișcări într-un interval de 2 ore consecutive. Retina se dezvoltă și ea și va ajuta copilul să vadă lumina și să transmită mesaje corespunzătoare către creier. De altfel, creierul este mult mai activ în această perioadă pentru că primește tot felul de impulsuri din interiorul uterului, dar și din exteriorul lui. Se poate ca din când în când să simți că ți saltă burtica. Nu trebuie să te îngrijorezi. De fapt, bebelușul sughite. Diferența este că unii bebeluși sughit mai des, iar alții mai rar. Însă tuturor li se întâmplă. Capul copilului se află oarecum într-o anumită proporție cu corpul său. Inimioara sa bate cu 120-160 bătăi pe minut, de două ori mai repede decât a unui adult. Până acum și până la sfârșitul sarcinii, grăsimea va continua să se acumuleze sub pielea bebelușului. Creierul său e capabil să controleze unele funcții primitive ale organismului. Există semne de reglare a temperaturii interne a corpului. Ochii se vor mișca în orbite, îi va închide și deschide, cu toate că retina e în plină formare. Corpul începe să depoziteze fier, fosfor și calciu. Deși copilul e în pântecul tău, el poate deveni sensibil la lumină, zgomot, gust și miros. Bebelușul plânge și sughite, o activitate care îi provoacă mare plăcere, de fapt, deoarece plămânii lui sunt bine dezvoltați, el nu face decât să exerseze respiratul și nu în ultimul rând își suge degetul. Ce frumoasă e viața! Vorbiți-i, cântați-i, povestiți-i despre voi. Despre cum vezi tu viața ca familie împlinită. El te aude, deși cu mari dificultăți. Urechile sunt acoperite de vernix, cu rolul de a-i proteja pielea de descoamare și zgâriere, în timp ce lichidul amniotic face ca sunetul să se propage greu până la urechile bebelușului. Însă nu renunțați. Sunt momente frumoase, iar răsplata e pe măsură. Îți va recunoaște vocea după naștere, atunci când o să ai timp să-i vorbești. Vei vedea că se va opri din plâns atunci când te aude sau când îi vei cânta melodia pe care i-o fredonai când era în burtică. Cel de-al doilea trimestru se apropie de sfârșit și corpul tău intră pe ultima sută de metri a transformării, așa că s-ar putea să sesizezi noi simptome. De exemplu, pe lângă durerile de spate, poți avea uneori cârcei la picioare. La urma urmelor, e normal. Din moment ce aceasta trebuie să suporte o greutate mai mare, dar și din cauza că uterul s-a mărit și pune presiune pe venele care aduc sângele din picioare către inimă și pe nervii care leagă trunchiul de picioare. Din păcate, aceste crampe musculare pot deveni mai dureroase pe măsură ce sarcina înaintează. Crampele musculare la picioare apar mai des noaptea, deși nu sunt excluse nici ziua. Atunci când apare un astfel de cârcel, e bine să întinzi piciorul ca să diminuezi durerea. Întinde-l bine, după care flexează ușor lava piciorului către tibie. Dacă e posibil, fă câțiva pași, dar dacă nu, masează bine gamba. Apar atât de multe dureri, simptome și emoții ciudate în sarcină încât poate fi foarte dificil să-ți dai seama ce este normal și ce este un semnal de alarmă la care trebuie să suni doctorul. Pentru ca lucrurile să fie și mai complicate, unele simptome pot fi mai mult sau mai puțin urgente în funcție de situația ta și de cât de avansată este sarcina. Îți voi lăsa o listă cu simptomele îngrijorătoare în sarcină care pot indica o problemă. Dacă ai unul din aceste simptome, sună-ți doctorul de urgență. Bebelușul tău se mișcă sau lovește mai puțin decât de obicei. Dureri abdominale severe sau persistente, contracții uterine dureroase sau nedureroase, dar frecvente, dureri de spate puternice, sângerări vaginale sau pete sângerii, scurgeri vaginale apoase, durere sau usturime la urinare, urinare puțină sau deloc, vomitat sever sau persistent, vomitat acompaniat de durere sau febră, febră de peste 38 de grade, vedere înceață sau dublă, vedere în pete, o durere severă sau persistentă de cap sau orice fel de durere de cap urmată de vedere înceață, dificultăți în vorbire sau amorțeală.
Fața umflată sau pungi în jurul ochilor, umflarea severă a mâinilor sau a degetelor, umflarea bruscă sau severă a picioarelor, gleznelor sau creștere rapidă în greutate mai mult de 2 kg pe săptămână, durere severă sau persistentă a picioarelor sau un picior umflat vizibil mai mult decât celălalt sau mai roșu, traumă a abdomenului în caz de cădere sau eventuală lovire, leșini, amețeli, bătăi rapide ale inimii sau palpitații, dificultăți respiratorii, tuse cu sânge sau dureri de piept, constipație severă urmată de dureri abdominale sau diaree severă ce durează mai mult de 24 de ore, senzație de mâncărime intensă și persistentă pe tot corpul, oricare alte probleme de sănătate pentru care, în mod normal, ți-ai suna medicul, chiar dacă nu au legătură cu sarcina, de exemplu, o înrăutățire a astmului, a răcelii, etc.